Salutare, dragilor! Bine v-am regăsit pe canalul Cultivă cu Mihai. În acest video vă prezint o metodă bio de îndepărtare a păduchelui lânos de pe plante. M-am confruntat de mai multe ori cu păduchele lânos, eu înlături de obicei dăunătorii manual sau folosind insecticide naturale. De multe ori eram pe punctul de a renunța și de a folosi metode chimice, dar insistențele m-au făcut să scap de el până la final, iar acum am descoperit o plantă atacată, e vorba de arbustul curcubeu sau arbustul elefantului, și voi încerca să elimin păduchele lânos de pe ea. Dar până să vă prezint metoda mea de înlăturare a păduchelui lânos, o să vă spun câteva cuvinte despre păduchele lânos. Păduchele lânos este un dăunător care dă mari bătăi de cap persoanelor pasionate de îngrijirea plantelor. Acest dăunător atacă atât plantele de apartament cât și pe cele din grădină. El distruge plantele deoarece formează colonii, adică aglomerări de indivizi pe tulpini, pe lăstari, la baza frunzelor, la rădăcinile aeriene și chiar pe rădăcinile de suprafață. Lăstarii tineri sunt colonizați în locul de inserție cu ramura, iar pe ramurile mature, aceștia își fac colonii în crăpături. Păduchele lânos se hrănește cu seva plantei, pe care o obține înțepând locul unde s-a instalat. În urma înțepăturilor multiple, locul atacat se hipertrofiază și formează tumori sau nodurozități cu aspect canceros. În rănile produse de acest atac se formează infecții bacteriene și fungice. Astfel, planta atacată se usucă treptat. Păduchele are un corp moale și formează în preajma sa un înveliș alb, asemănător bumbacului. O femelă poate produce până la 100 de larve. Imediat ce este detectată prezența acestui dăunător, trebuie să eliminați toți adulții pe care îi vedeți. Una din metodele pe care o folosesc pentru păduchele lânos este aceasta de îndepărtare a păduchilor cu ajutorul bețișoarelor de urechi înmuiate în spirt. Chiar și pentru larve, șterg preventiv frunzele cu alcool sanitar. Păduchele lânos se mai numește și păduchele de sânge, deoarece dacă este zdrobit, lasă o urmă roșiatică ca o pată de sânge. Puteți vedea pe bețișor cum arată. Iar alcoolul îi arde. Am văzut că alte persoane folosesc un amestec de apă, alcool sanitar și săpun bio sau săpun de casă, dar acest amestec eu îl folosesc pentru alți dăunători. Este foarte important să eliminăm toate insectele pe care le vedem prin această metodă manuală, iar dacă peste câteva zile o observăm că au reapărut, repetăm operațiunea. Eu am terminat această operațiune pentru astăzi. Acestea sunt bețișoarele rezultate. Le-am pus într-o pungă pe care o arunc direct. Așa se prezintă planta după ce am efectuat
îndepărtarea manuală a păduchilor lânoși, urmează să o supraveghez timp de aproximativ 2 săptămâni, iar dacă observ că păduchii apar din nou, voi repeta operațiunea. În felul acesta, distrug ciclul și nu vor mai fi... Un lucru foarte important este să verificați și farfuriile ghivecelor și baza ghiveciului, astfel încât să nu aveți păduchi maturi ascunși în acel loc, iar după aceea ei să urce sus pe plantă și să-și depună ouăle. Puteți vedea că am descoperit la baza ghiveciului deja un păduche matur, îl voi elimina și pe acesta și nu uitați să vă uitați chiar și pe margini. Eu de obicei odată pe săptămână șterg toate farfuriile cu alcool sanitar și ghivecele pe exterior. În felul acesta împiedic orice dăunător să înainteze spre plante. Dacă acest video ți-a plăcut și crezi că e de folos și altora, te rog să-l distribui. Iar dacă nu ești abonat, nu uita să apeși butonul de abonare, după care și clopoțelul, pentru a fi informat în momentul în care voi încărca un nou videoclip pe canal. Îți mulțumesc! Pe curând!